Pentru cei care aveți scripturile la dumneavoastră, vă rog să deschideți la pagina 1022, Evanghelia lui Luca, de la capitolul 24, vom începe citirea cu versetul 13. În contextul sărbătorii, am ales acest cuvânt care să ne păstreze în acea atmosferă a învierii Domnului. În aceea zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspunsul lui ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în zilele acestea? Ce le-a zis el? Și ei i-au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului popor. Cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejdea că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire ele. S-au dus dis de dimineață la mormânt. Nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe El nu L-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o, nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre slava sa? Aleluia. Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-a apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile. S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors la Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Fost un cuvânt poate mai lung, dar aici am că totul există. Lung, cântări, rugăciuni. Și am ales cuvântul acesta, chiar dacă pasajul este mai lung. E o întâmplare reală, petrecută. Probabil cuvântul va fi mult mai scurt. De aceea am ales să fie citirea mai lungă. Dați-mi voie, dragii mei, să spun și să proclam și în acest loc, în această seară, că Hristos a înviat. Sfânt să fie numele Domnului. Și asta este motivația noastră reală, că Domnul este viu. Și mai știm un lucru, că acolo unde doi sau trei se adună numele Lui, El este prezent în mijlocul. Slăvit să fie Domnul. Pe El îl cinstim. Nu înălțăm oameni. Apreciem oamenii, dar îl slăvim pe Domnul. Slăvit să fie numele Domnului. Pentru că este ziua aceasta de Paște, poate de dimineață, la noi s-a vorbit despre învierea Domnului Iisus, dar cuvântul care am început să-l citesc spune că în aceeași zi de Paște, dimineața s-a vorbit despre înviere, iar de după masă și de seară am citit această întâmplare a doi ucenici, a doi oameni preocupați de credință, a doi oameni care îi interesa mântuirea, mersul lucrurilor privitoare la răscumpărarea poporului, nădejdea lor care o așteptau poporul Israel de atâta vreme,
Trecuse 400 de ani de la prorocia lui Isaia și încă nu se întâmplase nimic, dar în inima lor nădejdea aceea a revenirii și a venirii, de fapt, a lui Mesia era vie în inimile lor. Și acești oameni doritori de Mântuitorul, care se pare că au interacționat cu Domnul, știau foarte multe despre Domnul, erau atât de zdrobiți și dezamăgiți, cum să nu fie, încât speranțele lor erau nimicite pentru o scurtă vreme, cât nădejdea lor era la pământ și erau confuși, nu mai știau ce să creadă. Dar slăvit să fie Domnul, care nu i-a părăsit. Și când ți nădejdea la pământ, intervine Dumnezeu. Asta e vestea bună. Mergeau ei doi pe drum și Domnul a intervenit la starea lor și aș dori Domnul să se dure și atunci de noi când suntem slabi. Aleluia. Când suntem parcă părăsiți. Să ne deschide Domnul ochii și să vedem că El este cu noi. Slăvit să fie Domnul. Spune că cei doi coboreau spre Emaus și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Vedeți, ăsta e profilul uman. Să vorbească despre news, despre cei nou, despre evenimente. Avem o predispoziție și un păcat omenesc al curiozității. Parcă dacă la nou ai auzit o veste la 12 vreisele, nu s-au schimbat lucrurile. Este natura noastră umană și dorința noastră mereu este de a ști, de a căuta, de a ne informa, de a ști mersul lucrurilor. Și aveau aceeași natură, noi ca ei și ei ca noi. Și spunea cuvântul că mergeau pe drum și vorbeau despre tot ce era actual, tot ce se întâmplase. Foarte interesant. Că în momentul în care ei discutau, mergând, pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Aici vreau să spun că trebuie să conștientizăm oricând ne angrenăm și în orice fel de vorbire, Domnul este și El acolo. Cuvântul Domnului spune că vom da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care l-am fi rostit din treamă trupă. Vine vremea când vorbele noastre sunt contabilizate și evidențiază cuvântul lui Dumnezeu acest lucru care îi dă fiori. De câte ori nu vorbim sau câte nu vorbim. Știi că totdeauna Domnul este acolo și aude și El? Mă gândeam odată și spuneam, dacă Dumnezeu va trage la răspundere toate cuvintele noastre care le-am rostit, nefolositoare, dar atunci Dumnezeu credeți că n-ascultă rugăciunile? Dacă El aude vorbele cele slabe sau puține, sau câte ori fi ele? Uneori, parcă avem o predispoziție, dacă e har, nu e har să nu ne rugăm. Și dacă în har trebuie să te rogi? Amin. Pentru că Domnul aude nu numai lucrurile rele, nu-i pus pe rele. El aude toate vorbele noastre. Ce bine să vorbești cuvintele lui Dumnezeu. Vorba voastră să fie reasă, cu sare, să fie cu har. Doamne, dă-ne astfel de vorbire. Pentru că în parcursul vieții noastre sunt lucruri simple, începătoare, dar esențiale. Aleluia. Din cuvintele tale vei fi scos vinovat sau fără vină. Ce mare greutate au cuvintele și vorbele. Și apoi continuăm parcursul celor doi uceniți care se duceau. Și Domnul participă la discuție cu ei. Și la un moment dat, versetul 17 spune că El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Ce vorbe sunt acestea? Ce spune noastră de provocare? Când vorbești, parcă ce nu trebuie. Și Domnul să te întrebe din cer, o să spună, ce vorbe sunt acestea? S-au încumetat doi. Aștia erau oameni deosebiți. Unul era preot, una prorociță. Numărul 12 spune că Maria
și Aron au vorbit împotriva lui Moise. Din pricina unei femei etiopiece ce o luase Moise de nevastă. Dar oamenii aveau dreptate. Dar era poate de culoare și poate o zis, bă, dar ce s-a încurcat Moise? Ce-o trebuie lui? Și la un moment dat, păi dacă și el e om, dar ce nu mai e prin el, vorbește Domnul? Și vorbele a doi oameni care i-am considerat oameni mari al lui Dumnezeu. El preot și ea prorociță. Și se sesizează Dumnezeu din cer și se supără și intervine. Ascultați cum a intervenit. Domnul s-a prins de mânie împotriva lor și a plecat. Norul s-a depărtat de pe corp și iată că Maria era plină de lepră, albă ca zăpada. Aron s-a întors spre Maria și iată că ea avea lepră. Vreau să dau greutate, frați și surori. Ne bucurăm în cântare, în rugăciune, în har. Și cuvântul acesta trebuie să-l punem la inimă, să ne ținem într-o stare de veghere. Că Dumnezeu, dacă a trimis pe Domnul Iisus în călătoria celor doi și Domnul le-a ascultat, Dumnezeu a ascultat și ce-au vorbit Aron și Maria. Au lovit-o cu lepră. Și intervine atunci Aron, a zis lui Moise, ah, Domnul meu, nu ne face să purtăm pedeapsa păcatului pe care l-am făcut ca niște nechipzuiți și de care ne-am făcut vinovați. Dar nu numai stricăciunea, drogurile și crima spăcate. Zice, ah, Domnul meu, nu ne face să purtăm pedeapsa păcatului nostru. Dar eu am crezut că cu vorbele e mai sigur, că nu e chiar așa grav. E foarte grav, frați și surori. În parcursul nostru spre împărăție, să știți că suntem auziți tot ce fac. Fost auziți cei din vechime, din trecut. Dar și în Noul Testament Domnul e foarte atent la ce se vorbește. Domnul să ne dea înțelepciune, să ne cântărim vorbele, să ne sfințească Domnul pe interior, să ne sfințească gândul, cugetul și vorbirea noastră, să fie cu putere și cu har, să zidească, să ridice, să aibă greutate vorba noastră. Doamne, ne dorim lucrul acesta. Amin. Doriți lucrul acesta? Amin. Atenție la vorbire. Doamne, îndură-te de noi și binecuvintează-ne. Apoi, Domnul Iisus spune că l-au întrebat ei, tu ești singurul care nu știi ce s-a întâmplat zilele acestea? Domnul a zis că nu știe. A zis, ce s-a întâmplat? Oare cum? Ia să aud părerea voastră. Și îmi place atât de oamenii aceștia, că aici i-am găsit foarte sinceri și curați în gândirea și mentalitatea lor. Au descris atât de punctual exact ceea ce s-a întâmplat și cum a fost. S-a venit Iisus din Nazaret, un mare proroc. Dumnezeu era cu el, norodul iubea, apreciat. Și noi am considerat că ăsta e Mesia. N-au greșit. Și apoi îl descriu ei mai departe. Cum a fost pe nedrept judecat, răstignit, îngropat. Și aveau dreptate 100%. Dar ajung la o cotitură, la un punct. Și iată că astăzi este a treia zi și niște femei au zis că au fost, că au văzut, parcă ar fi avut și o vedenie de îngeri și ar fi spus că a înviat, dar ei erau deja în cumpănă și deznădăjduiți. Și aici intervine Dumnezeu. Ce-i cu îndoiala voastră? A început să-i muste. O, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când e vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Știți că această mustrare am luat-o și pentru mine? De atâtea ori spunem, vine Domnul, răpirea ne duce. Și ne clătinăm la o mică adiere de vânt. Dar unde e credința? Ar zice Domnul, nepriceputule. Păi, dar citești de atâția ani, dar vestești Evanghelia, ce te clatin că dă bombe în Ucraina? Ce te sperii? Spunea Domnul Iisus, toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar vedeți, să nu vă îngrijorați. Astea sunt rânduite, sunt calendarul Apocalipsei lui Dumnezeu.
treaba voastră e să vă credeți în Dumnezeu. Amin. Doamne, dă-ne această putere. Amin. Eu nu judec pe ucenici că erau deznădăjduiți, că asemenea lor mă văd de atâtea ori și eu. Când ne simțim oarecum, în vizia noastră avem o idee de felul în care se vor desfășura lucrurile. Și dacă nu se desfășoară cum ai crezut exact. Dumnezeu are altfel evenimentele în planul Lui. Caz în deznădejde, nu mai crezi nimic? Spunea cineva că România este amenințată și s-ar putea să... Și nu mă mai surprinde nimic, că m-am învățat să mă pun în mâna lui Dumnezeu. Da, și dacă Dumnezeu va îngădui în anumite lucruri și împrejurări, cu ce mă pot opune eu? Trebuie să rămân încredințat că sunt mâna lui Dumnezeu în siguranță. Domnul să întărească noi această nădejde și această credință. Merg spre încheiere, pentru că timpul se duce. A fost atât de minunat că Domnul, după ce a interacționat cu ei, după ce a intrat în discuție cu ei, le-a auzit părerea, după ce i-a mustrat, finalitatea este atât de plăcută. Și slăvit să fie Domnul și este nădejdea noastră, că nu ne va sancționa pentru slăbiciunile noastre, pentru îndoielile noastre. Cred că într-o zi, după cum marele preot Iosua era înfățișat înaintea Domnului, îmbrăcat în haine murdare, el, mare preot, satana lângă el îl păra. Uite ce a zis, uite ce a făcut. Ăsta e satana, ne părăște. Atunci Domnul a dat un decret. A spus unui înger, schimbați hainele. Și i-au schimbat hainele. Și deodată Iosua este în haine curate, haine albe. Autoritatea lui Dumnezeu ne va pune într-o stare de neprihănire datorită credincioșiei lui. Că am ales să-L urmăm și am făcut legământ cu Domnul. Și într-o zi, Domnul ne va schimba hainele. Starea noastră de slăbiciune umană o va preface și o va desăvârși și vom fi asemenea îngerilor. Și asta este credința și nădejdea noastră. Și a făcut un lucru minunat cu acești ucenici, cu acești doi. A intrat la ei să cineze, au insistat de ei, după ce inimile erau încălzite de mesajul Domnului. A zis, îi spre seară, străine, nu te duce, rămâi cu noi, te găzduim, stai la masă cu noi. Și când insiști să rămână Domnul, rămâne. Slăvit să fie Domnul. Ce bun Dumnezeu avem. N-a ținut cont de necredința lor. Băi, dacă insistați, hai că vin cu voi. Ce bine că Domnul, dacă strigi, Doamne, rămâi cu noi, rămâi. Slăvit să fie Domnul. Trece de slăbiciunile noastre. Trece de păcatele noastre. El iartă. Și stă la masă și pe când frângea pâinea, a rostit binecuvântarea. În sfârșit îi se deschid ochii. Și zice, cum nu ne ardea inima noi? Că Domnul a dispărut. Dar erau deja convinși că a fost. Slavă. Au avut parte de această revelație minunată. Ce plăcută imagine. Dintr-o dată să-L vezi pe Domnul. Place atât de mult că Petru la cincizecime, când acea mare mulțime a fost cercetată, 3.000 de oameni s-au întors la pocăință. Când au rostit și au spus, domnilor, ce trebuie să facem? Spune-le-și, pentru le-a zis, pocăiți-vă. Și mai jos, la capitolul 2, spune că cei care s-au întors la Domnul stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciune. Esența vieții de credință, cei patru piloni ai credinței noastre și ai bisericii ca să reziste, să fie, ca să stea în picioare, trebuie să fie acești patru piloni. Și repet încă o dată, ei stăruiau în învățătura apostolilor. Foarte bună cântarea și vă felicit. Și țineți-o cu cântarea, că se coboară Domnul în mijlocul laudelor. Și când a chemat odinioară, căutați un cântăreț. L-a dus și a cântat, a vorbit Domnul și a dat mesaj. La cântare se întâmplă minuni. Amin. Și nu o desfințăm. Dar și prioritatea are învățătura apostolului. Stăruiți și în cuvânt. Asta îți dă direcția, asta te ține pe cale. Cântarea, desfătare, o bucurie. Și toți avem nevoie de bucurie. Și Domnul să dea hare cântare. Amin. Țineți cont și prețuiți și învățătura. Legătura frățească. Asta înseamnă părtășie. Umblați la adunare. Recomandam unei familii cu probleme. Și au spus,
Salvarea voastră nu va fi în afara bisericii. Veniți la biserică, nici rușine, nici groază, să auziți vorbe. Veniți la adunare. Acolo e Domnul. Acolo nu e o putere străină, e o putere divină, te vindecă. E rețetă biblică. Legătura frățească, părtășia la adunare. Prețuiți-o, respectați-o. Veniți la casa Domnului. Aleluia. Ca să rămâneți în picioare. Aleluia. Și Domnul va răpi biserica lui. Slăbiți să fie Domnul. Când te-a constituit și ne-a pus în adunare, ne-a pus și în legătura frățească. Și apoi frângerea pâinii. Și cina Domnului. Esențială. Aleluia. Cineva în luna mai din familie apropiată au nuntă. E într-o mare dilemă. Încă n-am dat răspunsul. E în ziua când e cina Domnului. Și a zis, nu dau cina pe nuntă, dar sunt obligații. Și mă frământ și nu pot. Nu mai pot fără cina Domnului. Am conștientizat de mulți ani că acolo e viață. Cine mănâncă are viață. Cine nu mănâncă n-are viață. Pentru nuntă să dau cina, cred că nu mănânc. Cina Domnului este foarte importantă. Prețuiți aceste lucruri. Veniți pregătiți. Nu să luați o sândă dacă vii superficial numai să vii. Pregătiți-vă pentru cina Domnului toate lumea. Esența, secretele simple ascunse de lumea aceasta, dar care hrănești și întărești și țin biserica în unitate. Și în starea aceea ca Domnul să vină să o răpească. Domnul să ne binecuvinteze. Ultimul lucru din acești patru piloni este rugăciunea. Stăruința în rugăciune. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Condiția rugăciunii ascultate ține și de starea noastră. Zic că sunt unii care au avut de-a lungul vieții vreme să cunosc multe feluri de oameni. Și am văzut oameni care au plăcut rugăciunea, care le-au plăcut și păcatul. Și când oscilau în lume, când veneau și se rugau, când în lume, când în adunare, un secret al rugăciunii este că are mare putere a celui neprihănit. Domnul să ne dea putere să rămânem în această stare neprihănit. Și când strigăm Domnul să spună, te aud că ești al meu, te cunosc. Și închei cu o scurtă întâmplare. În acest context, Statele Unite era un om care fusese mare evanghelist la viața lui. Un tânăr care era fascinat de mesajele lui. A crescut, a făcut o școală biblică și a devenit și el evanghelist. Și a văzut că a dispărut din imaginea lui acest mentor, acest om care l-a fascinat din copilăria lui. Și a aflat într-o zi că acest fost mare evanghelist era închis în închisoare. Și atunci el, fiind de acum slujitor, și-a procurat acea legitimație de a intra în penitenciar, s-a dus, l-a căutat. A ajuns față în față și a zis, nu mă cunoști. A spus la deținut, și a zis, nu te cunosc. De mic te-am urmărit, mi-ai fost un model, m-ai fascinat cu mesajul. Acum Domnul m-a ridicat pe mine și sunt și eu un mesager. Și vreau să spun o singură întrebare. Care a fost momentul în care l-ai părăsit pe Domnul și nu l-ai mai iubit? Deținutul s-a uitat la el și a zis, n-a fost în viața mea niciun moment să nu-L iubesc pe Domnul. Și acum îl iubesc. Și tânăr a făcut ochii mari. Și apoi, ce cauți aici? A zis, a fost un moment în viața mea când nu m-am mai temut de Dumnezeu. Îl iubesc și l-am iubit, dar într-o zi nu m-am temut. Și mi-am permis să calc alături. Și de aceea sunt aici. Vedeți, nu-i destul, cum spuneam, să te rogi, să cânti, să iubești adunarea. Trebuie să te și temi de Dumnezeu. Acea frică când vii la casa Domnului, păzește-ți piciorul. Mai bine grăbește-te să asculți decât să aduci o jertfă a celor fără minte. Spunea un păstor, chiar că m-a opresc după asta. Spunea, eram într-o zi, am auzit personal într-o biserică anul trecut și spunea, eram într-o zi atât de tulburat. Urma cina Domnului duminica și sâmbătă seara, mă întorceam din misiune. A rămas, spunea el, la telefon fără baterie. S-a lungit programul la adunare peste timpul care era hotărât.
Am întârziat cu masa, toate lucrurile s-au decalat, soția s-a impacientat, a început să se tulbure, să-și facă grijuri, Satana a văzut că e un teren în care poate semăna semânța lui. Și-a zis, și-a închis telefonul, a întârziat pe unde umblă și el, păstorul serios, și-a ajuns acasă și femeia plânsă și-a zis, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat cu tine, unde ai fost, și discuții și vorbe. Și s-a lungit discuția și dimineața cina. Și într-un final, noaptea târziu, am reușit cumva să conciliem, cumva să înțeleagă ce s-a întâmplat. Dar spunea el, am rămas atât de tulburat și am mers la cina Domnului. Și duceam o luptă, oarecum ne-am rezolvat problema, dar inima îi spunea, nu e rezolvată. M-am dus la frații slujitori, spunea el, și a spus, astăzi faceți cina fără mine, astăzi voi sta jos. Astăzi am o neliniște, o tulburare, am avut în familie un incident, nu pot participa. Spunea, îmi era atât de groază, o biserică întreagă se uita, ce s-a întâmplat, ce ai făcut? Trebuia să încasez această rușine, această umilință. Dar știți că ce bucurie a avut în urmă aceasta, a mărturisit fraților ce a avut. Și au zis, când au venit alegerile, am zis acum, oamenii, mă execut. O zice, și tu e slab. Am crescut în ochii oamenilor, când m-am știut smerit. Știți că totdeauna când trebuie, când vii la casa Domnului, trebuie să vii cu acea stare de umilință, de pocăință. Dacă n-ai o stare bună, asumă-ți-o. Nu e obligatoriu să fii numai vesel. Dacă real inima e tulburată, Domnul să ne dea înțelepciune. Amin. Să fie adevărata pocăință. Amin. Domnul se uită la inimă. Amin. Să uitați la Abel și la jertfa lui. Să uitați la Cain și la jertfa lui. Nu jertfa e înaintea noastră. Noi și apoi jertfa. Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Amin.